ultimele luni parcă am trăit un film în care o pandemie a scăpat de sub control și acum personajele principale încearcă să găsească acel happy end cu care ne-am obișnuit din filme. Din păcate nu e un film și ca de obicei viața bate filmul. Dar până ce învingem pandemia, haideți să vedem în izolare cu ce ne mai putem ocupa timpul. Ei bine, echipa Despre Filme vă sugerează filme de văzut despre pandemie, că tot e un subiect la modă. Hai să vedem! 10. Perfect Sense 2011. Recunoaștem, singurul motiv pentru care am pus Perfect Sense în top, deși sunt titluri poate mai meritorii, este pentru că avem un film romantic. Da, o poveste mai simplă de dragoste în prag de pandemie. Și doi actori care merită o oră jumătate din timpul vostru, Ewan McGregor și Eva Green. No, Carriers, 2009. Continuăm cu începuturile în actorie ale lui Chris Pine. Deși a avut lansarea în 2009, filmul a fost filmat în 2006. Carriers prezintă traseul a 4 prieteni într-o lume apocaliptică în care un virus a pus stăpânire pe toată civilizația. Și dacă v-a plăcut acest film, regizorii frații Pastor au mai realizat un film despre o pandemie, Los Últimos Días. Children of Men. Filmul din 2006, regizat de Alfonso Cuarón, prezintă o lume în care femeile au devenit infertile. În acest scenariu, în care omenirea este amenințată cu dispariția, o revoluționară naște primul copil, după mulți ani. Din acest moment începe călătoria lui Clive Owen printr-o lume care inițial ni s-a părut nerealistă. Armata domină străzile, oamenii și-au pierdut drepturile, au apărut revoluționarii care bombardează orașele. Dar ulterior, în contextul actual, pare mult mai apropiat de un scenariu posibil. Am văzut cât de repede se poate destrăma ceea ce credeam că știm despre civilizație. Apare și Oana Pelea în acest film, dacă ați dori un motiv în plus să-l vizionați. Și cinematografia, Lubezki, este cea mai bună parte a filmului. Anybody out there? Anybody? Please. 7. I Am Legend, 2007. Filmul din 2007, deși prezintă un subiect pe care îl mai avem în top, infectarea organismului cu un virus de tip rabie, este unic prin scenografie. Ce se întâmplă că rămâi singurul om de pe planetă? Sau cel puțin așa crede personajul lui Will Smith. Noroc cu Sam, ciobănescul german care îi ține companie. Povestea lui Abby, cea care a fost parteneră lui Will, e deja cunoscută. După filmări, actorul a dorit să o adopte, dar stăpânul ei a refuzat orice sumă de bani. Dragostea nu se cumpără. 6. Black Death, 2010. Încheiem prima parte a topului cu un film mai subapreciat. În plină ciumă bubonică în Anglia medievală, cine altul decât Sean Bean trebuie să ajute un preot să găsească adevărul despre un sat în care sătenii parcă au fost readuși la viață. Deși este un film mai puțin cunoscut publicului, Black Death își merită locul în acest top. Something in the blood. 5. 28 Days Later. Există acei zombi clasici și există și cei infestați, mult mai realiști. 28 Days Later, în regia lui Danny Boyle, este unul dintre aceste filme. Totul începe atunci când Jim, interpretat de Cillian Murphy, se trezește într-un spital ce pare abandonat. Odată ajuns pe străzi, descoperă că tot orașul este abandonat. Vi se pare cunoscută povestea? Da, parcă am văzut-o câțiva ani mai târziu. Filmul lui Boyle este cu atât mai special cu cât regizorul a decis să-l filmeze cu o cameră DV, în formatul de atunci de televiziune SD. Deci nu există o variantă HD. Pentru realism, a spus Boyle. 4. Flu. Coreenilor le place să meargă până în pânzele albe și să exagereze. Ah, și le place să abuzeze de secvențe cu fetițe plângând. Dar dacă exagerează, o fac în cel mai inventiv stil. The Flu duce lucrurile la extremă, însă filmul din 2013 este un bun reminder despre cât de repede se poate destrăma civilizația și cât de fragili suntem. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. 3. Contagion. Filmul lui Soderbergh prezintă, credem noi, cel mai corect problema pandemiei din punct de vedere științific. Our best defense has been social distancing. No handshaking, staying home when you're sick,
washing your hands frequently. Vă sună familiar? Este aproape ca un documentar, prezintă statisticile unei astfel de pandemii. Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong bat. You ever seen anything like this before? No. Poate cu excepția perioadei de recuperare mult mai rapidă în film. O distribuție de zile mari. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne, Kate Winslet și un Jude Law incredibil de enervant. Un doctor spunea pe YouTube că acest personaj este cel mai periculos și real din poveste. His self-educated citizen blogger, citizen scientist person is instrumental in spreading misinformation. Dar credem noi, filmul are un singur minus. Nu ai timp să te apropii de personaje, urmărind povestea mult mai matematic, poate cu excepția personajului Matt Damon. Oricum, vă recomandăm să vedeți acest film, foarte apropiat de ceea ce se întâmplă acum. Până și originea virusului pare foarte apropiată de situația reală. Doi, Night of the Living Dead. They're coming to get you, Barbara. Ce se poate spune despre filmul din 1968, primul film cu zombie, așa cum sunt ei cunoscuți astăzi? Romero a știut exact cum să facă un film horror, prin anticipație. Uitați-vă cât de încet, dar cât de sigur vin acești zombie spre cei baricadați în casă. Unul dintre cele mai de succes filme independente, a câștigat bugetul său înmulțit cu 263. Dar Romero a rămas cu puțin din acest profit, majoritatea s-a dus la distribuitorii filmului. Savini, cel care s-a ocupat de efectele speciale, a regizat și remake-ul din 1990. Dar ce face filmul ăsta atât de bun și de clasic? Romero a arătat că în cele mai dificile perioade omul poate fi mai rău decât orice pandemie sau orice boală devastatoare. Totuși, noi sperăm la o soartă mai bună pentru umanitate. Înainte de primul loc, o să facem și câteva mențiuni care nu au intrat în top. Este o listă destul de lungă, așa că hai să începem. Am decis să nu alegem mai mult de un film pe tematica dată, așa că am ales un singur film cu zombie. Dar lista este lungă. Dawn of the Dead. Dacă e vorba de filme cu zombie, ne-a fost dificil să alegem între acesta și Night of the Living Dead. Totuși, remake-ul din 2004 e un clasic. Why are they coming here? Maybe they're coming for us. Shaun of the Dead, o comedie, prima din trilogia Cornetto de neratat. The Resident Evil. Train to Busan. Cinematografia coreeană a dat multe titluri în emisiunile noastre. Și credem, odată cu Oscarul câștigat de anul acesta, a început să fie recunoscută și pe plan mondial. World War Z. Deși am ales deja un titlu de Romero, părintele filmelor cu zombie, mai are totuși niște titluri interesante. Diary of the Dead. Everyone who dies is gonna come back. Dawn of the Dead, cel original. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. Pontypool, 2008. The Last Days on Mars, 2013. Zombieland, 2009. Outpost, 2008, sau cum să combin filmele zombie cu naziști. Horrorul pe temă de infecție cu rabie turbare. Rec 1. În 2, tema deja se modifică, iar 1 prezintă rabia în cea mai înspăimântătoare ipostază. Cea mai mare dezamăgire este că nu am putut include Rec în top. Am ales deja un film cu această temă, 28 Days Later. Și Quarantine, remake-ul american. The Crazies, 2010, sau cel original din 1973. Infection, 2004, un film japonez foarte original, inedit și de neratat. Slither, 2006, o comedie SF. Splinter, 2008, un horror SF. Color Out of Space, o nebunie de film după H.P. Lovecraft. Mom and Dad, încă un film cu Nicolas Cage de pe lista aceasta. The Girl with All the Gifts, 2016. I am producing a vaccine and she is the main ingredient. Hidden, 2015, sau ce au făcut frații Duffer înainte de Stranger Things.
The Cassandra Crossing, 1976, Sophia Loren și Ava Gardner în acest film. The Andromeda Strain, 1971, bazat pe novela lui Michael Crichton, trilogia The Maze Runner. 12 Monkeys. The Last Man on Earth, 1964. Și The Omega Man, 1971, sunt doi predecesori ai celebrului I Am Legend. Acum, dacă tot aveți o cameră și vreți să faceți un astfel de film, e mai simplu cu toate străzile goale din cauza izolării. Glumim, stați acasă, nu ieșiți! Filme mai realiste. Blindness, Fernando Meirelles, The Two Popes, City of God. A pus și el sub semnul întrebării omenirea și puterea noastră de a ne păstra umanitatea în cele mai grele momente. Deranged, 2012, tot corean, despre un virus care se răspândește prin intermediul apei. 100 years ago, a deadly influenza virus infected hundreds of millions of people. When we talk about another flu pandemic happening, it's not a matter of if, but when. Și în final, două documentare. Primul titlu din listă este Pandemic, How to Prevent an Outbreak 2020, pe Netflix. Of all the viruses out there, why did this one end up becoming the kind of pandemic we haven't seen in more than a century? Și mai noul documentar Netflix, Coronavirus Explained, care a debutat pe 26 aprilie cu primul episod. În sfârșit revenim după lungile mențiuni, iar pe locul 1, din nou, Tobe, o... Outbreak, 1995. Wolfgang Petersen, Das Boot, a realizat în 1995, credem noi la despre filme, cel mai bun film pe această temă. What's wrong with these people? Deși unele excelează pe partea de ficțiune, de thriller, dar au mari lacune în partea științifică. Și invers. Filmul din 1995 cu Dustin Hoffman prezintă, spunem noi, cel mai bine problema unei pandemii. It's airborne. O face într-un stil realist, dar spre deosebire de Contagion, păstrează și partea de ficțiune la un nivel foarte bun de entertainment. Personajul lui Dustin Hoffman este într-adevăr liantul în jurul căruia se îmbină acțiunea. It's not about a charter, people are dying. It's about you being a doctor. It's about that sacred oath that we took, remember? Filmul are la bază virusul Ebola și este inspirat dintr-o carte, The Hot Zone, de Richard Preston Jr.